Pe scurt, scandalul e așa. În Parlament s-a făcut acea comisie de anchetă a alegerilor din 2009. De ce s-a făcut? Păi, oficial, pentru că Dana Andronica a scris că a fost acasă la Gabi Oprea în seara alegerilor și că acolo erau următorii: Chioveș și Oprea, Maior Coldea, Iordănescu, Onțanu, Dâncu, Chioveș și, am zis Chioveș și, parcă am zis, comisia oficial, repet oficial, ci că a vrut să afle dacă oamenii ăștia au fraudat alegerile. Neoficial, și asta se caută de fapt, comisia vrea să se afle următorul lucru. A fost și la Oprea acasă? Ce căuta, domne și la un corupt? Era Chioveșii prietenă cu Oprea și se vizitau des? E, asta da, repet, e interesant de aflat. Judecătorii Curții Constituționale au stabilit că șefa DNA, Laura Cudruța Chioveși, trebuia să se prezinte la Comisia de Analiză Prezidențialelor din 2009, nu să refuze în mai multe rânduri așa cum a făcut-o. Deci, Chioveșii n-a vrut să meargă în fața comisiei. A trimis o foaie în care a scris că... că nimic, că ea, ca procuror șef DNA, nu poate fi chemată în fața unei comisii de anchetă din Parlament. Dar întrebarea e, Chioveșii a fost acasă la Gabi Oprea? Chiovesi spune că asta n-ar fi bine deloc, că un procuror n-are domne ce să caute acasă la politicieni. Niciodată nu mă văd cu politicieni, cel puțin în timpul liber. Uneori, datorită atribuțiilor de serviciu, trebuie să interacționez, dar doar la întâlniri instituționale și la activități instituționale. În timpul liber, nu mă văd cu politicieni și nu mă întâlnesc cu ei. Consider că este o compatibilitate cu statutul de magistrat. Foarte simplu spus, vor să o prindă pe Chiove și cu minciunica, vor să audă din gurița ei la comisia de anchetă următoarele. Da? am fost acasă la Gabi Oprea Nici nu mai contează în ce scop Să mănânce, să se joace cu mașinuțele Să-i facă, nu știu, curat prin casă Să-i repare televizorul Ce înseamnă toate acestea? Hm. E un nou episod din povestea Să o dăm jos pe și E marea discuție din societate Ăștia vor să o dea jos pe și Pentru a pune mâna pe DNA Zic unii Alții spun și trebuie să plece Pentru că ea e domne cea care a distrus De fapt lupta anti Corupție, prin abuzuri și prin protejarea unor procurori dubioși. Iar o instituție nu trebuie să stea într-un om. Știu, știu, e greu, în minte îți vine bă, dar da, n-ar fi o manevră prin care să-i schimbăm și pe unii și pe alții în același timp? Vă dau o veste proastă. Se pare că nu.